Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vă poftesc la micul dejun. Am pregătit o omletă simplă și delicioasă cu roșii și șuncă. Bineînțeles, pe parcurs veți vedea că am folosit mult mai multe legume. Așadar, haideți împreună să urmărim această delicioasă rețetă! După cum v-am spus, am folosit 3 ouă, șuncă presată, roșii sherry, măsline negre, câteva ciupercuțe, sare, piper, telemea de vacă și pătrunjel verde proaspăt tăiat mărunt. Vom începe prin a bate ușor ouăle cu furculița, apoi adăugăm sarea pip. Adăugăm și măslinele pe care le-am tăiat felin. Dacă doriți, le puteți tăia cubulețe sau mai știu ce forme. Adăugăm și ciupercile tăiate la fel felin. Iarăși vă repet, dumneavoastră le puteți tăia cum doriți dumneavoastră. Adăugăm și telemeaua tăiată cu bulețe. Dacă nu vă place telemeaua de vacă, o puteți înlocui cu cașcaval sau cu mozzarella sau cu ce brânzeturi doriți dumneavoastră. Am pus și șunca tăiată cu bulețe. Am amestecat bine. Pătrunjelul verde tocat mărunt. Și roșiile sherry, la fel tăiate cu bulețe. Amestecăm bine până la omogenizare, apoi turnăm în cratița cu ulei preîncins. Lăsăm omleta să se facă bine pe ambele părți, să fie rumenită, iar apoi o servim. Nu uitați să vă abonați în continuare la canalul meu de YouTube dacă vă plac rețetele mele. Pe curând!